După ce ai spus toate rugăciunile de seară, să-ți săruți crucea ta și să faci semnul Sfintei Cruci pe locul unde vrei să te culci, de la cap la picioare așișderea și spre toate laturile grăind. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul. Să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie. Bucură-te prea cinstită și de viață făcătoare crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogărât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dărui nouă pe tine cinstită crucea sa, spre alungarea tot pismașului o prea cinstită și de viață făcătoare crucea Domnului. Ajutăm cu Sfânta Doamnă Fecioară, născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Apoi, făcându-ți semnul crucii și cu rugăciunea în gură adormind, gândește-te la ziua judecății cum vei sta înaintea lui Dumnezeu.